Oficialii primăriei municipiului Iași și primăriei Ciura s-au întâlnit pe teren în vederea corelării proiectelor de modernizare a străzilor pe care le derulează cele două primării, în vederea realizării unei legături între cele două localități. Intenția municipalității Ieșene este de a crea o legătură rutieră nouă între Iași, mai exact strada Hlincea și Ciura, sprins spatele Fortus, care să decongestioneze traficul de pe șoseaua Nicolina și drumul județean 248. Noul drum va avea două benzi de circulație, câte una pe sens și o lungime de 2000 de metri, din care aproape 800 de metri pe municipiului, iar restul în Comuna Ciurea. După ce vor fi trecuți indicatorii tehnico-economici ai străzii prin Consiliul Local, vor fi alocate fonduri și un constructor pentru derularea investiției.